suntem majoritatea consilierilor prezenți, de care am deschis ședința Consiliului Local de astăzi. Dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal de data trecută. Bună dimineața, doamna secretară. Da, vă rog. Parcă a fost vorba că materialele astea, procesele astea verbale, reflectă ce se discută aici în ședință. Nu? Ce nu este trecut acolo? Și asta reflectă ce s-a discutat data trecută? Eu pe cameră nu am auzit nimic cât ce s-a filmat, că am înțeles că a fost totuși filmat așa, dar nu am înțeles foarte mult înregistrarea de data trecută. Păi, dacă aveți completări, vă rog frumos să vă le spuneți. Nu aveți cum să înțelegeți și vă explic de ce. Eu le notez că și le trec. Miraculos, după achiziționarea a unui echipament de vreo 600 de milioane, am văzut pe seara IT, eu nu mai am semnal pe telefon ca să transmit live. Deci nu a fost curea intenție, nu am trecut. Vi se pare coincidența asta? Nu mi se pare. Și acum am încercat și nu, o înregistrez și tot o pun. Pentru că eu nu mai am semnal. Deci 3 ani jumătate am avut semnal și am putut să transmit live. Acum deodată nu mai am semnal. Și nu mai pot transmit. Acum nu merge pischit. Domnul meu. Dacă ies din primărie, merge. Vă demonstrez. Da? Deci, s-au cumpărat probabil echipament de broiaj. De ieri nu merge semnalul la... Eu n-am zis nimic data trecută, pentru că de aia n-am avut sunet, de aia s-a întrerupt. În Balcan este semnal, da? Este o problemă tehnică pe care nu o depindem, da? Eu sper să fie o coincidență. Tu, Adrian. S-a cumpărat echipament în valoare de vreo 600 milioane, am văzut de seama IT. Bun. Eu o să pun niște fotografii cu astea, să vadă lumea cam cum redactați dumneavoastră un proces verbal. Văd că domnul primar, când e câte o ședință unde știe că trebuie să dea niște răspunsuri, nu vine. La vrăjeala de ședință de data trecută a venit. Eu aici v-am întrebat, de exemplu, în legătură cu străzile astea care erau în discuție ședința trecută, de ce nu au fost prinse de la început pentru a fi asfaltate. Dumneavoastră, aici ați scris cu totul altceva în proiectul ăsta. Și o grămadă de chestiuni care eu nu înțeleg. Deci dacă citești procesul ăsta verbal și habar n-ai ce s-a întâmplat la ședința trecută, nu înțelegi nimic. Deci un om dacă vrea să citească procesul ăsta verbal și să-și dea seama ce s-a discutat în ședința asta, nu va înțelege nimic. Și ca să priceapă oamenii că eu nu vorbesc prost, eu o să o fotografiez și o să o pun online. Da. Să văd dacă vei să pare normal, că așa trebuie să redactat un proces verbal. Pe urmă, domnul primar, asta ați scris bine aici, văd. Mi-a spus că le verifică în continuare și ați scris chiar aici. Vei primi răspuns în ședința următoare cu măsurile luate, facturi, modul în care s-a recuperat, prejudiciu, lucruri care au fost impuse de Curtea de Conturi. V-a dat așa ceva să mi le dați? Așa scrie, în următoarea ședință. Aveți pentru mine așa ceva? Nu, astăzi nu, dar probabil veți primi răspunsurile respective. Dacă domnul primar v-a promis lucrul acesta, le veți primi. Da, și că domnul primar ați primit, promite de ani de zile. O grămadă de chestii. Următoarea și din... Următoarea și poftim? Următoarea și din luna următoare. Domnul, astea... Știu. Așa e și cu canalizarea, nu? Se va face. Și cu apa. Și cu apa și cu toate. Deci, nu știu, încercați să redactați procesele astea verbale cu mai multă atenție, că ăsta nu-i proces verbal. Și asta exact cum v-am spus de mai multe ori, așa, o vrăjeam. Ca să nu ziceți că nu ne-ați dat proces verbal. Eu din întâmplare le mai și citesc. Mă bucur, pe lecție.
Și așa sunt acuzat că iau bani degeaba aici. Măcar atâta să fac, să citesc și să cer lucruri în interesul oamenilor. Nu se promit în ședința următoare, cum se promite că anul următor și lucrurile nu se fac de 30 de ani. Așa se tot promite. Canalizare, apă, gaz, avem străzi care figurează asfaltate și ele nu sunt. Așa, tot promitem și de făcut nu se face nimic. Așa suntem obișnuiți, foștii comuniști. Hai să promitem, prostim lumea, câștigăm alegerile, luăm leafa și ăștia dă-i în măsa, că vor trăi cum vor putea. Important e să-și plătească taxele și impozitele ca să avem noi de unde fura banii. Corect? Corect. Da. Păi, ce vor fi? Tocmai de-aia trebuie oameni noi, domnule. De-aia trebuie să plecați acasă. Hai să mai spunem. Asta e la procesul. Dacă mai sunt obiecțiuni... Asta mă dracu, că nu e așa? Alo. Lăsați-i. Imaginați-vă ce ar fi fost dacă era Dăncilă. Ei, da. Adică, lăsați că nu vreți așa. Aici ai mai vrea. Noi ne referim aici jos. Aici ai mai vrea. La nivelul nostru de balcan. Dar vă rog, dacă mai sunt obiecțiuni la procesul verbal de data trecută, dacă mai are cineva ceva de adus. Dacă nu mai sunt, o să punem la vot procesul verbal. Eu votez împotrivă, că nu am adicționat. Dacă mi-l dă doamna secretară din nou, ca lumea de buget. Acum dăm cuvântul domnului Vici pentru a citi ordinea. În conformitate cu dispoziția articolului 134, alinatul 1, linia A. Linia A. Linia A. Din luat de guvern 57. Din 0507-2019, privind codul de administrativ și articolul 181 din legea numărul 134-2010, privind codul de procedură civilă, republicată cu modificările ulterioare prin dispoziția numărul 157 din 2205-2020, vă convocăm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Balcani, ce va avea loc în sediul primăriei Comunei Balcani, județul Bacău, în sala de ședință, în data de 29.05.2020 la ora 9. Cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adib Bacău pentru anul 2020 și diverse. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Toată lumea. La primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adib Bacău pentru anul 2020. După cum ați văzut din materialul primit, nu s-a schimbat, taxa e aceeași. Și... Da, spun. Nu, eu am văzut aici din nou, pentru a patra oară de când sunt consilier, că dumneavoastră sunteți mandatați să reprezentați comuna acolo. Ne spuneți și nouă, vă rog, punctual. 1, 2, 3, 4, 5, băi, nu cred că sunt atâtea puncte, 1 măcar. Suntem în faza de... Stați, v-am pus întrebarea, bine, știți ce vreau să întreb. Ce ați negociat dumneavoastră până acum? Noi am plătit atâția ani de zile. De câți ani suntem în asociația asta? Că dinainte să fiu eu consilier plătim la ani. Da. De câți ani? Nu. Știți? Eu știu din 4 ani. De 4 ani? Da, 2004. Ca să vedeți ce știe viceprimarul nostru. Da. De 4 ani. De domnul Ungureanu, de câți ani suntem aici? 2014, să credem de clar. 2014. De când? Eu, de când sunt consilier? Nu, de când știți că suntem în asociația asta? Din când s-o organizat la nivel de județ, din 2014. Așa, domnul Vici. Poate... Deci de 6 ani. O discuția mai... Din 2013. Cred că discuția a fost din 2013. În 2014 deja s-au plătit taxe. Am votat pe 2014 taxa. Exact, până la sfârșit. Adică cealaltă, nu? Corect. Bun, dumneavoastră sunteți din 2016. Spuneți-mi mie, ce ați negociat pentru Comuna Balcani în ăștia 3 ani și ceva? Și acum aveți să mergeți ea? Sau ce aveți de gând să negociați pentru comuna noastră? Deocamdată, odată ce facem parte din asociația asta, așa. Noi ca membri, când ne prezentăm la ședință, normal că ne căutăm interesele comunei.
Bun, care e sarea? Spune un punct, spuneți-mi, care l-ați reprezentat dumneavoastră? Deocamdată nu... Nu a făcut parte eu din program, l-a făcut eu un proiect ca să fie supus la vot. Deci asociația de dezvoltare, intercomunitară, eu n-am făcut niciun proiect în ăștia, scris. Trebuie să fie un reprezentator, cine ar fi, nu că eu mă duc să decid acolo pentru ce. Da. Deci eu în 3 ani jumătate, aproape 4, n-am ați făcut, fost asociat n-am cineva făcut vreodată, niciun ați proiect. Ați făcut parte din vreo asociație vreodată? Dar pot să răspundeți dacă... Eu sunt niște condiții de lege prin care orice asociat este sau nu este pe aceeași frecvență cu asociația din care face parte. Și așa că noi, făcând parte din proiectul ăsta, nu avem decât. Când vor decide ei, nu? N-avem decât să ce? N-avem decât să continuăm proiectele pe care ne-au fost propuse. La nivel de comun. Apă și canalizare, apă uzată și așa mai departe. În colaborare cu... Păi noi nu avem nici apă, păi nici apă uzată, păi nici canalizare, nici nimic. Păi nu avem. Este un proiect pe plan național, pe planul județul Bacău, prin care Comuna Balcani, împreună cu Comuna Părzol, păi nu. Stați un pic. E pe planul județului Bacău sau pe plan național? Că vă contrazic. Nu, pe plan al județului Bacău. Serios? Da. Și pe plan național, în alte sectoare, în alte... Nu, în sectorul ăsta. Da, în sectorul ăsta. Îmi spun că facem parte din împreună cu alte comune, da? Bun, spuneți-mi un și punct. Suntem în faza în care, acum... Faza în care de 3 ani și ceva plătim. Da. Și nu se face nu nimic. Nu se poate face, bătând din palme. Deci sunt anumite avizii. Ani, trebuie deci, să așteptăm avizile. Sunt mai multe instituții ale statului. Vorbim care... de 6 ani de zile. Da, nu se poate face în 6 ani un aviz? Dacă tu crezi că... Ai putea păi hai să vă explic. În ședința trecută am avut pentru avizat asfaltarea străzilor din Ludaș. Da? Când se apucă de ele? Și dumneavoastră spuneți că în 6 ani nu se putea aviza o lucrare de apă și canal? Cred că era făcut deja, datorită pandemiei, datorită altor factori pe care ne-au... Păi, domnul primar a zis altceva și ședința trecută, că nu erau. Păi nu știu acum ce întrebări ai spus, domnul primar. Eu spun așa, că datorită pandemiei, chiar și... Asta e discuție isterică. Spuneți-mi un punct, măcar, prin care ați reprezentat interesul comun. La întâlnirile astea. Ați fost de atâtea ori. Acum, domnul primar, cred că sunteți potrivit iarăși. Spuneți-mi un punct prin care ați... reprezentat interesul cetățenilor din Comuna Balcan la întâlnirile astea, pentru care noi plătim, cât plătim, nu știu, 1000 de lei. Pe an. Așa. Păi, da, ce să propun? Asta e proiectul. Adică tu, dacă ai fi reprezentat, nu știu, ați discutat despre preț, domnule, când vă apucați de care va fi care l-ați propus dumneavoastră? Sau care păi nu s-a ajuns în faza asta. Deocamdată, în care fază sunteți? Păi suntem acum în așteptarea de... de aprobări de avize și când o să fie să negociem, atunci o să-mi pun cuvântul și o să negociez. Și la ce ministere s-au depus avizele astea? În mod normal, asociația știe. Păi, dar domnul e acolo, nu? Ar trebui să știe. Păi, da. Adică tu duci profesorul acolo și habar n-ai ce ai de predat? Nu prea cred că e în regulă. Eu când mă duceam la clasă știam ce trebuie să predau acolo. Știai, dacă știai erai și acum. Plătai și acum. Când începem cu din asta, eu am plecat din învățământ pentru că s-au tăiat salarii, pentru că niște hoți ca dumneavoastră au condus și până am ajuns eu profesor și am intrat cu țara încărcat. De-aia am plecat din învățământ. Sunt alte motive din care plecat. Haideți că nu ne ducem la profesionalul. Ce motive? Vreți să transformăm ședința asta în vreau ceva? Știu ce vorbesc. Așa, ia spuneți, de ce am plecat? Haideți că nu ne interesează. Dar nu ne interesează. Dar nu ne interesează asta. Noi suntem la ședința de păziri local. Discutăm exact subiectul. Păi nu vedeți cum vorbește prost. Lăsați. Am plecat pe ce? Nu mă uleacă, domnul Barna. Domnul Gânga, spuneți. Hai să luăm așa. Ce sunt? Deci nu puteți răspunde, nu? Ce ați făcut acolo? Nimic, v-ați încasat bani, v-ați plătit și... Domnul viceprimar, hai să continuăm cu subiectul. După cum apare, comunele cuprinse în lista de investiții prioritate din 2014-2020, între care și Comuna Balcani. Da.
Noi cotizăm cu 1000 de lei anual, da? Avem comune fără investiții în infrastructură și fără apă și canalizare care cotizează cu 100 de lei. Îmi puteți da un exemplu de o comună care e cuprins în infrastructură fără canalizare care plătește 100 de lei? Cum? Nu puteți? Nu. Dar Balcanul nu cumva se încadrează într-o 100 de lei? Dar face parte din urmă. Păi face parte, face... Curs de dezvoltare. Domnul viceprimar. Domnul viceprimar, spune destul de clar. Comunii fără investiții, cu apă și canalizare, care trebuie, dă 100 de lei. Care e o comună, dar din județul Bacău? Păi e o comună. E Balcanul. Eu vă spun că e Balcanul. Comunile astea care plătesc doar 100 de lei. Care e aia? Nu face parte din master planul ăsta. Și Balcanul face? Balcanul face. Bun. Balcan. Perioada 2014-2020. Mai sunt 6 luni și s-au dus... Că depinde de viciul primar de la Balcan. Mai sunt... Mai sunt două... Vă rog frumos. Nu vă rog frumos. Mai sunt 6 luni și se duce 2020. Care-i prioritatea în Comuna Balcan de a se face investițiile astea de apă și canalizare? Nu uitați, în 2016 ați ieșit exact cu planul ăsta de canalizare, da? Care a spus că Comuna Balcan a avut pe acest proiect alocat 2,7 milioane de euro și a spus că până în 2020 se va introduce apă și canalizare pe toate ulițele din Comuna Balcan. Vă întreb, ați început ceva? Păi dumneavoastră ați câștigat alegerile PSD-ul pe baza. Ați început ceva în Comuna Balcan? Da. Unde? Am făcut un sondaj de opinie și am mers la fiecare... Nu vă întreb de sondaj, domnul viceprimar, dați-mi voi. Nu vă băgați în mine, dați-mi voi. Dumneavoastră, ați făcut un metru de canalizare din 2,7 milioane de euro? Păi dacă îl făceam singur, îl făceam. Dar nu depinde, dacă dumneavoastră înțelegeți. Cum să nu depinde, domnule? Băi, nu depindem doar de cupul ăsta, Primăria Balcan sau de Consiliu. Păi și atunci... Comunei Balcani. Suntem, știți ce înseamnă, un master plan nu care știu, includ nu, mai multe comune. Nu, sunt proiecte în derulare, cu niște avizii pe care trebuie să le obțin ei, nu depinde neapărat de noi. Păi dumneavoastră când merge la ședință, când merg la ședință, acolo mă duc și strâng niciodată. Exact cum a spus colegul meu Barna, da? Ați fost, sunteți reprezentați. În ședință aveți dreptul ca și noi să punem întrebări, da? Cum de-am rămas noi Comuna Balcan în 6 ani, care am avut 2,7 milioane de euro, fi sigur că banii ăștia au mers la master plan, deci nu s-a făcut un metru de canalizare. De ce? Unde-s banii? Asociația? Ești? Nu trebuie să ascult, domnule. Sunt în fața de avizii, da? Domnul viceprimar, dumneavoastră știți să bateți cu pumnul masă? Și atunci? Păi vă duceți acolo și întrebați unde-s banii. Ați bătut cu pumnul masă și ce ați realizat, domnul Gânga? Ce ați realizat? S-a făcut mult în comuna asta că am bătut cu pumnul masă. Da. Eu vă spun. Dar vă spun, nu-i frumos. Nu să avem niciun metru de canalizare. Tatea noastră, dar eu comuna cu pumnul masă. Păi nu avem, exact. Păi proiectul ăsta se închide. Eu vreau să spun așa. Proiectul ăsta se închide. Noi am plătit 6 ani, banii ăștia, care nu trebuie aduși acolo, aici. O să-i dăm o judecată dacă nu o să realizeze. Lăsați, doamne, că au venit curtea de conturi și au găsit lipsurile în primărie și nu mai da nimeni judecată. Hai să fim serioși. Alea se recuperează, domnul Gânga. Nu, dar mă deranjează că noi comuna Balcan. Trebuie să vedem. Domnul viceprimar, pe mine mă deranjează faptul că noi comuna Balcan contribuim la ceva care nu ni se va da. Asta mă deranjează cel mai mult. De ce să dăm banii? Ați pățit ca cu... drogul de sare. Hai, lasă, domnule, nu ne luăm la mic, doar plățăt cu drogul de sare. Hai să fim serioși. Drogul de sare, dacă o fi copăt, dacă să vedem, dacă o să obținem, dacă nu o să obținem. Domnule, dar noi am dat niște bani, domnule. Ați dat niște bani, am dat cu toții, n-ai dat numai matare. Și noi ce profit avem de ei? Păi, dar când o să se... Când? Dar când? Vă întreba, domnul Varna, când? Dar depinde de noi. Dar de cine depinde, domnule? Păi nu depinde de noi. Și la asociația de fiecare comună are reprezentant. Chiar nimic nu știți să spuneți. Deci v-ați spus și deci în 2025, dacă o să mai fiți consilier, o să vedeți că nici atunci nu ai făcut niciun metru de canalizare. Pentru că nu e proiect făcut cum trebuie. Dar cel puțin nu mai dăm bani. Dar cum să nu dai dacă ești într-o asociație? Dar de ce m-am băgat? Dați, domnule, bani, eu unul nu dau. Nu dați.
Domnul ți-a luat din buzunar. Bine. Cum? Nu din buzunar, dar banii ăștia din bugetul local de unde? Revenim la domnul Barna, nu? Ați gătit? Ați terminat? Da, și să gătesc, eu mi-a spus exact adevărul care de spus. Spune domnul. Asta vreau să-l întreb și eu. De ce, dacă noi nu avem investiții făcute până acum în apă și canalizare, plătim suma asta de 1000 de lei. Aici faci un par din asociație, pur și simplu. Domnule, am înțeles că îmi faci un par. Aia cu asociație direct tot din asociație fac parte. O pun pentru că mi se pare foarte important. De ce plătim suma de 1000 de lei dacă noi nu avem un metru de țeavă? Pentru că suntem asociați. Facem parte din asociație. Asta este o cotizație. Aici nu scrie pentru cei care nu sunt asociați. Cum? Aici nu scrie comunele fără investiții în infrastructură. Apă și canalizare. Domnule, uitați-vă aici. Ce să citesc mai bine? Negru pe alb. Nu scrie că nu ești asociat dacă nu plătești 100 de lei. Scrie că nu ai investiții în infrastructură. Și ești asociat. Deci, și ăia sunt asociați. Păi de? Ok. Bun, și în cazul ăsta, făcând parte din asociații, asta e o plătim 1000 lei. Așa a fost de acord dumneavoastră în 2014. Așa a fost eu de acord, da. Sau mă rog, cine e atunci? Păi cine a fost? Haideți, revenim la... Eu ca viceprimar. Trebuie să mă interesați. Băi, omule, de ce plătim noi 1000 de lei? Fără să vă spună Barna sau Gânda. Pentru că așa... V-am deschis ochii cu foarte multe chestii și acum vă lăudați că e inițiativa dumneavoastră. Trebuia să vă duceți și să spuneți, domnule, dacă eu nu am o țeavă pe care curge apă, dacă eu nu am o țeavă pe care... Trebuia să facem la Frumoasa, în loc pe aleia parcă, grădiniții acolo, strada aia de asfalt, trebuia să facem cu... cu beton de la A fost vorba de piață. Exact, strada care merge în spre grădiniță la Frumoasa. Care la propunerea demagogia asta? Păi fac, pentru că așa a venit cazul. Cum adică? Îți răspund. Care caz? Ai scos în evidență că datorită ție. Nu, noi am stabilit de la bun început. Adică noi, Consiliul Local, domnul primar, la început de an, când se aprobă bugetul, da? Se propune. Ce avem de gând să facem în comun? Bugetul l-am aprobat mereu prin martie. Ok, dar nu știu dacă ai aprobat vreodată bugetul. Păi nu, pentru că sunt niște sume colosale care se fură acolo. Da, în fine. De-aia nu l-am aprobat. Dar eu nu vreau să intru în discuțiile astea. Dar vreau să-ți răspund așa, că de fiecare dată când ai propus câte ceva, doar au fost niște lucruri pe care... Da, deci vigurile de beton nu sunt bune, nu? Dar de ce le nu faci? Nu vigurile de beton, eu mă refer la asfaltul. Trebuia să facem... Și asfaltul dumneavoastră a spus că nu se poate turna. Păi nu se poate turna cu ajutorul asociat. Nu. Cu ajutorul asociat, așa a fost propunerea ta. Am filmarea. Altă filmare, să nu vedeam. Deci filmările alea... strada aia, după părerea ta, după părerea Urbana Ciprian, trebuia să fie... Trebuiau să fie. Să faci canalizare, să faci apă, nu prostia asta de proiect. Din cauza căruia ați plătit bani. După ce murim noi. Haideți, domnul Ungureanu. Gata, revenim la normal. E corect. Domnul Ungureanu, spune. Dacă tot nu s-a realizat nimic, revin la o propunere mai... Ce nu s-a realizat nimic? La ce vă referiți? La apă și la canalizare. Revin... Revin la o propunere mai veche de a se face niște puțuri de adâncime mari și anumite zone, anul ăsta facem 2, 3 sau cât una pisat la 2010, da? Că cel puțin să aibă populația apă. Da, da. Canalizare, unii dar nu o să fie niciodată aici. Dejeurile, lasă, domne, dar atunci... Dar vă spun eu cum o să fie. O să vedeți cum o să fie, că nu sunt bani și cu asta basta. Ai, nu sunt bani. Nu o să fie, să fie șapte liberal și șapte fedeliș. Dar tu nu mai plătim taxa aia mare. Canalizare. Nu vrea de ajutor. Asta și nu se face. Dar tot ce să-i dau 1000 de lei, mai degrau dau 100 de lei. Dar tot atâta. Cum să nu se poate face? Gata, haideți, domnule. Acum sunt fântânile astea la populație
acasă. Și ce folos ai tu? Dacă tot va continua cu seceta asta, vor rămâne fără apă în majoritatea din sat. Și nu pe dumneata, e insultul de funcția de vicepreședinte. Deci faceți distinția, vă spun exact ca și un domnul Gânga, dintre mere și pere. Eu nu am insultat niciodată un om pentru cum a vorbit. Da, niciodată în viața mea, nici la școală. Din grădina ta, nici la școală. Revenim la domnul Ungureanu. Lăsați-mă un pic să lămuresc. La școală, ai dat-o și ai dat-o și treaba ta, nu mă privești. Un pic de respect. Aici eu pe asta, dar nu pot, dacă nu pot. Aici. Un pic de respect, înseamnă că gata, Ciprian, te rog. Hai, termină, hai. Spune-și. Deci eu n-am corectat niciodată pe nimeni și toată lumea poate confirma chestiunea asta. Până am ajuns la primărie, pentru că mie, primarul și viceprimarul, mi se par că ar trebui să reprezinte comuna, nu să o facă de râs. Eu nu corectez omul Heisu și omul Luca. Am mai spus-o asta de nu știu câte ori, nu vreți să înțelegeți. Da? Deci eu corectez funcția de primar care nu are dreptul să se exprime cum se exprimă domnul Luca și funcția de viceprimar care nu admit să se exprime cum vă exprimați dumneavoastră. Deci dumneavoastră faceți de râs funcția. Eu nu am nimic cu dumneavoastră. V-am corectat eu odată când am avut vreo discuție în afara ședințelor? Suntem cumva la nu, divers. Dumneavoastră nu sunteți plătiți, sunteți plătiți din bani publici să reprezentați comuna, nu să o faceți de râs. Și mie mi se pare de bun simț să știi să vorbești românește dacă vrei să ocupi funcția de viceprimar sau de primar. În afară de corecție, la am... ce te mai pricep, Ciprian? În afară la de corecție. La orice. Ascultați-mă ceva. Pălărie mecanică, învățământ, limbi străine, zugrăveli, amenajări interioare, tot ce vrei dumneata. Tot ce nu știi dumneata, știu eu, domnul Ciprian, ascultați-mă o secundă. Dacă tot e bine și tot știți să faci, domne, vin alegerile. Da. Și acolo convingeți oamenii și ieșiți 15 consilieri PNL, cu primar PNL, cu vici PNL. Și atunci terminăm discuțiile astea, Ciprian, dar n-are niciun sens să le... Dar de ce să leagă el că-l corectez? Păi, dar dacă aceleași discuții în aceleași... Păi să vezi, doamne, să vorbească, vi se pare normal. Să ia exemplu de la doamna secretară, da? A început să scrie mai bine procesul verbal. Inclusiv domnul primar a început să vorbească mai bine. Și acum... Numai dumnealui Cocoș face cacofonii la două, trei cuvinte și nu face acordul dintre subiect și predicat. Ia, domnule, niște lecții. Noi nu suntem dacă alea, nu ești capabil să domnul vorbești. Domnul revenim la dumneavoastră. Gata, deci te rog. Da. Gata, haideți că așa stăm și... Mai reiau cuvântul? Vă rog, da. N-am înțeles nimic. Ți-a spus că n-am... Să se facă niște puțuri de adâncime. Gata, spuneți-mi, așa. Propunerea de a se face niște puțuri de adâncime pentru a alimenta populația cu apă. Da. Deocamdată trebuie... mai au fântâni prin curți, prin unii mai au. Da, secetele care s-au luat, corect. Mă facă și o fântână... Pe an, dacă se făcea, da. Când am propus eu, acum majoritatea... Dar știți că și eu am propus, când era domnul... Știm că propus, suntem mai vechi de când propunem și când s-a realizat. Bine. De asta și acum propun, și chiar îl rog pe domnul vice, să... realizez un proiect și să acordăm niște bani pentru... Da. Ok, eu sunt notat. Am și eu o propunere. Da, spuneți, domnul Gânga. Eu am o propunere să ne retragem din ADIP, pentru că mi se pare, când eu cam tras pe stimană, să inițiați, să faceți un proiect beton prin PNDL 3. Sau o altă variantă, să ne asociem noi cu Păjolul, să poate și Scorțeniu, să facem o stație de captare cu fonduri europene, bineînțeles că se poate, nu poate zice nimeni că nu, să facem și noi investiții de canalizare, să nu mai umblăm cu tot felul de fosă septice care deja fântânile nu mai sunt potabile. Se poate face și pe viitor să... Da, că sigur cu ADIP-ul nu se poate. Exact cum a zis doamna președintă, este 10 ani nu se poate face, că sunt șarlatan după cum îi văd. Facem un proiect de hotărâre prin un proiect prin PNDL 3 sau, dacă nu, să ne cuplăm noi două, trei comuni vecine să atrage fonduri europene, că se poate accesa pentru investiția de canalizare și apă potabilă. Asta e propunerea mea. Asta ar fi, să știți, singura soluție. Corect. Proiect prin fonduri europene, dezvoltare rurală. Da.
investiții. Altfel nu o să vedem noi apă și canalizare niciodată. Că nu se poate. Scurt, vă spun eu. Și când am spus în 2016 treaba asta, ce a zis domnul primar? N-avem puncte. Odată ce facem parte din asociația asta... Te retrag, domnule, ce așa zic? E ca în România. Multe birocrație și... Nu, Claus, dar ne retragem pentru că... Să încheia deja, gata, am intrat în 2020, nu s-a făcut nimic. Deci nu, ei trebuia să-și onoreze ce-o promis. Deja noi am plătit 6.000 de lei și nu a făcut nimic. Scurt, nu avem motive de retragere. S-au încasat banii de... Pot face un nou program prin PNDL 3, cum zice, se poate face. Și stai și în asociație pentru 1000 de lei, nu cred eu că e mare. Și mai stai și în PNDL 3 încă 6 ani și iar nu o să face nimic. Atunci să fac... Nu e mai simplu să înceteze, domnul primar, cu minciunile că nu se poate face proiect european, că n-avem puncte, și să facă un proiect european și să facă canalizare. Sau bine, nu o să mai facă din lui, că nu o să mai fie primar. Asta e altă poveste. Da. Bun. Mă rog, dacă mai asta sunt trebuie făcut. La da, eu știu că asta trebuie făcut. Dacă mai sunt discuții la primul deci punct. Nu aburiel, că n-avem puncte, că dacă n-avem nu avem puncte. Ușor de dat din gură. Și de propus. Așa. Tu la început, așa ca medic. Hai să puneți la urmă. Nu, dar vreau să-i dau două. O secundă. O secundă să-i spun. Deci ai spus că ai niște prieteni la vacă, mari constructori, mari proiectanți. Ai venit vreodată cu un proiect? Uitați, domnul primar. Sunt la ședință. Da. Uitați, domnilor consilieri, ăsta este un proiect împreună făcut cu domnul, cu colegii mei, așa. Care, na, ăsta, hai să îl analizăm împreună, haideți să vedem despre ce-i vorba. Nu, e ușor de dat din gură, așa. Dacă am corectat. Așa. Altceva, na, eu n-am făcut nicio facultate de litere. Bun, poți să vă răspund? Potem? Mariana, te-am întrebat ceva? Hai să votăm. 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 Hai să punem la vot primul punct. Cine este pentru? Deci împotrivă. Deci pentru cine? Împotrivă? 2, 4, 5, 6. Deci, cum se cheamă? 9. Pentru 6 împotrivă. Și notați și cine mi-am scris. Da, trecem la diversie și dacă sunt... Da, la diversie. Vreau să-i răspund, domnul Deisu, că n-am venit cu niciun proiect. Da, eu v-am spus în, într-adevăr, în 2016, că am cunoștințe care ne-ar putea ajuta cu proiectele europene și le-am. Problema este în felul următor. Dumneavoastră mi-ați luat toate ideile și le-ați pus în practică după 2-3 ședințe, pe ordinea de zi, fără să mai recunoașteți că au fost aduse în discuție de mine. De ce aș face eu lucrul ăsta și să vă lăudați dumneavoastră cu ele, cum vă lăudați, de exemplu, cu digurile din beton, că dacă nu era Barna, le făceați și acum prostiile alea din plasă cu bombani. Dacă nu era Barna, nu apăreau primele rigole în comună și șanțuri făcute ca lumea. Dacă nu era Barna, nu vă apucați de asfaltat, că stăteați bine mersi știind că o să mai câștigați un mandat cu niște abureli de parcuri, bănci care le faceți și acum. Dacă nu era Barna, nu făceați nimic, vă culcați pe urechi, furați bani în continuare cum a fost obișnuit toată clica dumneavoastră până a ajuns Barna consilier și toate lucrurile mergeau fain frumos înainte. Da? Eu nu trebuie să vin cu proiecte scrise, eu ce am avut de spus, v-am spus, proiectele scrise le veți vedea când voi ajunge primar, când voi demonstra oamenilor că v-ați bătut joc de ei și de banii lor. Da? Atunci, dacă voi ajunge, dacă Dumnezeu dă și ajung, vor vedea oamenii cam ce se poate face cu bugetul Comunei Balcani. Bugetul Comunei Balcani poate face multe, foarte multe. Știți ce nu poate face bugetul Comunei Balcani? Să vă satisfacă dumneavoastră pofta de a fura. Deci, hoția nu o poate satisface la cotele pe care le aveți dumneavoastră. Atât nu poate face bugetul Comunei Balcani. În rest, cu niște oameni competenți și capabili, comuna asta, în câțiva ani, ar putea ajunge reprezentativă pentru România, cum sunt alea de prin Alba, Tulcea, Constanța, care sunt date la televizor pentru că au niște tineri care sunt competenți, care știu să vorbească, care au accesat fonduri europene, nu PNDL 1, 2, 3 programe făcute de Dragnea pentru a fura banii cu firme interpuse dedicate de PSD, cu Cuscru care vinde tricouri primăriei luate cu 9 lei la 43 de lei, cu domnul viceprimar care e de acolo cu toată tărășenia asta și nu zice nimic, exact cum a fost și Luca implicat înainte și n-a spus nimic, acum o face pe victima că n-am putut face nimic
și așa mai departe, domnule Heisu. Asta este problema. Deci singurul lucru care nu-l poate face bugetul Comunei Balcani este să vă satisfacă dumneavoastră poftele de a vă îmbogăți pe dumneavoastră neamurile, fiii, fiicele și așa mai departe. Nu se mai poate să vă angajați aici în primărie alte locuri de muncă. Nu ați fost capabil să faceți. Trebuia să fac ce s-ați fonduri europene. Să faceți un poligon industrial, să momiți niște firme de la Bacău și să vină cu niște micro-întreprinderi, un mini-abator, o mini-fabricuță de lapte, o fabrică de termopane, dai 15 locuri de muncă, 20 de locuri de muncă, 30 de locuri de muncă, s-ar întoarce oamenii din străinătate, că toți dacă ar câștiga 7-800 de euro ar veni acasă, cum ai venit și dumneata. Numai că dumneata ai venit prin niște șpăgi și ai pus mâna dându-l afară pe Nicu Paiul din brutărie, cu ajutorul lui Rață, care te-a făcut om și pe dumneata și pe jumătate din primărie și acum i-ați băgat cuțitul în spate. La prima ocazie i-ați băgat cuțitul în spate și nu mai recunoașteți că v-a făcut om, domnul Rață. Nu îl iubesc pe domnul Rață, domnul viceprimar. Dar adevărul e adevăr. Rața are multe defecte. Da, ăsta e adevărul, v-a făcut oameni și dumneavoastră l-ați înjunghiat. Nu e așa, domnul Sofrone? Cine v-a angajat ginerile în primărie? Ia spuneți! De când lumea? De când era domnul Rață primar? Pe toți v-a făcut oameni. Ia spuneți! Nu este antipot pentru nesimțirea de care dai dovadă. Care e nesimțirea? Adevărul doare, domnul Sofrone, știu. Îmi pare rău, parcă ai stat... Adevărul doare, întotdeauna a durut. Parcă povestești la niște... Întotdeauna a durut. Da? Domnul, adevărul nu-l deține noi, dar știți de ce doare? Vă spune de ce doare. Pentru că adevărul când a venit... Vă rog frumos, astea lecțiile, astea se rețină într-un bine. Vi le țin dumneavoastră, domnul, care aveți ginerile angajat în primărie. Gata, haideți, gata, da? Deci nu vă mai încheie. Da, vă rog, nu pot fi eu. 15 secunde, închei. Haideți. Adevărul doare, întotdeauna a durut și când a venit pe pământ, ce au făcut oamenii ca dumneavoastră? L-au răstignit. Așa să dați socoteală. De cuvântul domnului Gânga. De asta sunteți buni. De gata. Curat. Deci, cursurile. Nu vă mai întrerupeți, vă rog. Da. Domnul Gânga, spuneți. Dar dați-vă două minute, n-auzăm aici. Păi și nu vă deranjează. Nu, dar trebuie să... Nu puteți accepta, nu? Trebuie accepta. E greu, nu? Mă prostii, da, e mare, dar nu mă tu le-a spus. Deci ascultați-mă, Oleacă. Domnul Gânga. Am patru întrebări, cinci întrebări care doresc niște răspunsuri. Și la diverse trebuie să-i spun ceva, domnule. Păi diverse suntem acum, lăsați-vă domnul Gânga să vorbească. Deci s-au ridicat containerele de la Balcani până la Schit și s-au dus undeva la grădiniță, la Balcan. De ce s-au ridicat containerele ecologice? Îl întrebați și domnul primar, că nu o să avem. Cum, dar dumneavoastră nu știți? Păi mă întreabă și pe mine oamenii, eu ce le sunt? Motiv de flyer. Ei, asta o să le spun și eu, să întrebi pe primar să vină la primărie. Da. Este lumina la Ghidionul, nu merge de peste o săptămână. Ce se întâmplă? Lucrăm la elunatul public acum, în momentul ăsta. Ce se întâmplă dacă eu dau telefoane să rezolvă, noaptea nu merge? Mai este nevoie de un electrician? Hai să fac o propunere, mai angajăm un electrician dacă electricianul nu poate. Sau, în loc să-l trimiteți să-și facă serviciu, nu pot da vina de asta. Îl puneți la încărcat sau da cu zgură sau curățate răchiți. Eu știu că am făcut propunerea asta de electrician, eu am făcut-o, că lucra la titel. Doar să știi prea bine, da? Și am făcut propunerea să angajăm un electrician să-și vadă din meserie, nu să meargă cu lopata sau să curețe răchit. Vă rog frumos să luați măsurile care se cuvin să nu mai se întrerupă lumina, nu numai acolo, că nici Balcanii o margina nu a avut aseară curent. A treilea. Pot să vă răspund la a doua? Da, puteți să răspundeți. Deci lucrăm la tronsonul 2 cu iluminatul public, da? Și din cauza asta, tot ce este vechi, este îmbătrânit și la prima ploaie și vânt mai puternic, Dar eu nu vorbesc de tronsonul, domnul Vici, eu vorbesc de tronsonul 1 care s-a modernizat. Nu am treabă cu becurile care sunt alimentate. Nu sunt, domnule, alimentate, e modernizator. E modernizat, dar vegetația... Mergeți cu mine acolo, păi puneți să curăță. Păi eu merg, eu știu. Și când îl vedeți cu toporul în mână, când curăță sau cu lopata, de cine? Nu l-am văzut, nu aparține. Păi asta ați spus mai înainte, vă contrazice singur. Păi da, curăța răchiți, păi nu la lumina electrică. Dădea cu zgură, electricianul. Dă cu zgură. Universal.
Păi, hai să fim serioși, domnule, oamenii plătește taxă. Nu merge, da. Dar spuneți. S-au alocat în fiecare an câte un 10.000 de lei pentru, reparația podurilor de fier de la Balcani, ale 3 poduri. Ați început reparația la un pod, e al 4-lea an care s-au alocat bani. E vorba de podurile care le vedeți, are 4 piste apă de la Balcani Margin. Vă spun că da. Da? Unde? S-au făcut, sutate. Personal m-am dus, le-au făcut cu echipa noastră la primărie. Sudate acele sudură, care ați intervenit un pic la un colț, ați spus că puneți o firmă să le facă ca lumea, să luați, nu poate urca cu mașina sau să coboare, că atinge la plafon. Era vorba de rampa de urcare, rampa de coborâre. O să urmează și alea. Păi urmează, dar s-a dus de 4 ani. Și la rețentul la fel. Vă rog, și la rețentul la fel, vă rog, dar treceți, domne, acolo, vorbim aici, așa, treceți, cum s-a găsit firmă să facă alea două terenuri de sport care nu erau urgență, hai să fim serioși. Urgent, mai urgent erau podurile care trebuia să treacă mașinile. Sunt prea frumoase, așa-i? Podurile. Vă râd că e, nu? Nu sunt frumoase, da, domnule. Nu sunt frumoase. Degeaba, nu sunt frumoase, că nu sunt copii. Degeaba, banii noastre. O să vedeți fotografii cum îți pline. Lasă, domnule, că copii. Revenim la domnul Gânga, spuneți, lăsați-l domnul Gânga să plecă. Ce? De curiozitate am mers pe Valea Frumoasă să văd și eu cum e asfalt acolo. Care, după cât știu, era trecut prin programul PNDL2. Era și Valea Frumoasă, era și Știrbățul care nu a început lucrările. Intrăm în luna iunie. Cum de Valea Frumoasă, un drum așa frumos, nu consolidări, nu a început lucrările pentru asfaltare? Dumneavoastră știți de ce purtați masca acum? Dar ce legătură? Ce legătură are masca mea cu lucrările care trebuia făcute? S-au asistat lucrările pe perioada pandemiei. Unde sunt? La date de construcție s-au redus din numărul personal. Uitați-vă la televizor. La Balcan, da? La Balcan. Dar ce facem noi? Este societatea de construcții care face. Avem contracte. Vă frumos, nu mai abuzați atâta. Nu, noi, uite, la schiț sunt vreo 30 poate de muncitori care lucrează. Se lucrează construcții la maxim. Deci la maxim. Nu văd o echipă de construcții, mai ales de asfaltare, să aibă oameni trimis acasă, să asfaltează, numai la Balcan, nu. De ce? Exact cum v-am spus. Mai dați, domnule, cu pumnul masă, pentru că sunteți aici pe țipă. Li s-a trimis și ordine de începere, de reîncepere a lucrărilor. Da? Și vă veni răspunsul. Sprinși la alte lucrări pe care o să le termini și o să vină. Păi dacă, dar dacă s-a început acum un an la schit și trebuia să fie gata în decembrie, acum apare decembrie și nici măcar nu mai începe. Păi dacă mai ținea pandemia asta, să mai amâna un an. Și atunci de ce ați prins în proiect asfaltare anul ăsta la linia a doua, a treia și câte și mai câte, dacă nu sunt lucrări? Au fost prins mai de mult, domnul. Da? Trece anul, vă spun eu, trece anul. Și există avizii. Și în momentul când celebrează avizile, atunci putem să dăm ordine de începere. Mie îmi pare foarte bine, știi ce mă bucură? Mă bucură foarte mult că s-au amânat alegerile și nu au mai fost în iunie. Că dacă erau în iunie, avea să spune, păi, dar n-am avut timp să facem astea, că noi suntem până la sfârșitul anului. Numai bine că alegerile locale se amână până la sfârșitul anului și o să vedeți din ce ați promis. Nu știu dacă reușesc să faceți 10%. Altceva, da? Nu, cam atât. Altcineva la diversie? Eu mai am tot chestie, că da. Domnul viceprimar m-a întrerupt și am deviat de la subiect. La niște chestiuni care erau știute de toată lumea, dar trebuie să mă enervez eu și îmi cer scuze și să vă le spun din nou că na, mai trebuie repetate anumite lucruri. Repetiția mama învățătorii. Uităm așa de unde am plecat, ce am fost, cum am ajuns. Bun, eu două întrebări am. Am fost sunat din străinătate, inclusiv dumneavoastră, am înțeles că a stat de vorbă cu doamna. Este o doamnă pe aici la Balcan Marginea, care are o problemă cu o fântână. Vrei să discutăm asta acum? Strada Juncu, da, ați rezolvat. Da, cu ce? Cu fântâna de pe strada Juncu. A venit doamna, că aproape a fost bătută și ea și soțul. M-au sunat și ginerile din Italia. Chiar am înțeles că a fost la primărie, a stat de vorbă cu dumneavoastră, a stat de vorbă cu domnul primar. I-ați spus că a doua zi vă duceți să rezolvați problema. Rezolvăm fântâna. Pupipa, nimic. A zis că nu v-am mai văzut pe acolo. De a ajuns să suni un nebun ca mine care e așa, cum spuneți dumneavoastră. Fântâna e pe domeniul public? N-avem ce. Normal că e pe domeniul public.
dar nu s-a dus să ia apă din curtea omului. Probabil că domnul primar e în curs de organizare. Dar a trecut o lună, știți, nu? Ei, o lună. Deci, bun, comune, deci n-ați făcut nimic. Multe. Gata, după privirea uluitoare m-am lămurit. Sunt mai întrebare multe foarte... Sunt mai multe deci fântări. Pe strada Juncu, v-am zis, e una singură. Sunt mai multe fântări în comun în care așteaptă. Doamna a venit personal și ginerele dumneai era curios de cine e ăsta măcar un răspuns. Probabil s-a dat un răspuns verbal, dar stat timp când a avut scris. Nu i s-a dat, că i-ați făcut în vânt ce? Așa frumos, cum vorbea Iliescu frumos și nu spunea nimic două ore. Așa i-a spus dumneavoastră, probabil, venim mâine. Probabil. Venim mâine și rezolvăm problema. Doamna, crezând că funcțiile astea sunt ocupate de niște oameni de cuvânt, a plecat și v-a așteptat. N-ați mai venit. Nici dumneavoastră, nici domnul primar. Sau nu recunoașteți nici asta. Ce să recunosc, Ciurian? Că i-a spus că mergeți de dezvoltare, nu poate merge la fântână. Într-o lună nu se poate merge să stea de vorbă despre o fântână. Bun. Indicatoarele de intrare în comună. Noi anul trecut, când la fel domnul Barna, care este cam nemulțumit așa de sumele cu care se achiziționează lucrurile în comună, v-a spus că e cam mult să plătim 300 de milioane pentru niște indicatoare de intrare în comună, care din decembrie zac aici lângă primărie. Le-a spus la Dospit, la Ruginit. Nu zac, la... sunt în așteptare de a fi montate. Păi, au fost alte precedente. Alte priorități. Adică? Așteptarea alegerilor, să prostiți lumea, să le puneți noi la alegeri, dar să ruginesc până vin alegerile. Au un an de când stau acolo. Au un an de când stau acolo aproape. Dacă tot le-am cumpărat, puneți-le, domnule, acolo, nu mai așteptați în scopuri electorale să le montați. Și altă problemă care vroiam să o aduc în discuție. Am văzut că urmați exemplu domnului primar și vă afișați foarte mult pe Facebook. Iarăși vă spun cum v-am spus și cu corect altul. N-aș avea nimic împotrivă dacă ați face un cont Primăria Balcani și acolo ați fotografia tot ce faceți dumneavoastră în calitate de reprezentant al comunei plătit din bani publici. Dom'le, am fost și am dat pachete. Dumneavoastră vă afișați pe conturile personale de exact. Facebook. Da? Deci sunteți plătiți din bani publici, dar vă afișați ca și cum ați venit cu bani de acasă. Aia-s banii oamenilor, nu-s banii dumneavoastră din care faceți pomeni. Și ați putea măcar avea o fărâmă așa de bun simț. Ați fost acum și ați dat vă 400 și ceva de pachete. Și pe plasele alea scria... Ce scria? Ce scria? Paște fericit! Păi dacă astea sunt în comerț acum? Astea sunt în comerț? Nu cumva le-ați avut dumneavoastră pregătite pentru Paște? Ca niște pomeni, așa cum ați făcut tot timpul și pandemia asta v-a stricat socotelele și ce ați zis? Aia, dar lumea nu observă, las că le dăm așa. Sau vi le-a trimis Teodor. Exact, de atunci, de doar înviere. Doamne, da, să-mi fie cu iertare, că asta e un fel de ei numele Domnului în râs, dar din păcate din ce în ce mai mult nu mai au treabă de Dumnezeu. Da, haideți că revenim la normal. Doamna președinte, stați-mă o leapă, imediat, spuneți ce vreau. Deci, fântâna, indicatoarele, coletele, astea, pomenile, și ce vreau să vă mai spun, la Frumoasa, am observat acolo, am spus că din cauza mea, nu din cauza mea, dacă era după mine, ar fi trebuit să se toarne cu ajutor social sau ce, nu știu, că inventa niște aberații acolo. Nu am inventat. Tu ai spus că ai văzut în Germania plăci de beton, n-are rost să faci drumurile, dar nu, sunt și acum, nu numai în Germania, toată Europa. Și se compară betonul cu asfaltul? Centura Budapestei e mers vădată pe ea. Da, și îți place cum? Da, e foarte ok, ce are? Are 20 de ani. Dacă ai observat dumneata, deci că ai toate autostrăzile din Ungaria se refac în afară de centură. Oare de ce? Că e mai rezistentă. Ai mers pe A8? Ai mers pe A3? Nu prea cred. Dumneata ai mers de la Răinia la direct în Italia. Spuneți. Ce vreau să vă spun? În urmă cu vreo 4 luni a decedat o persoană cu ajutorul social, beneficiind de legea 416 prin 2001. Era un bătrân în vârstă de 96 de ani,
care singurul lui venit era ăștia 140 de lei. M-am întâlnit cu una din rude și mi-a spus, băi, domn Petric, cumva tata beneficiază de vreun sprijin de la primărie? Da, i-am spus, conform legii, da, pentru că în legea 416/2001 spune destul de clar. Persoanele care au ajutor social în caz de deces, din bugetul local, beneficiază de ajutor de îmbormântare. Eu i-am trimis, l-am trimis la primărie. O venit la primărie, mi-a spus că era așa dumneavoastră, o venit la mine acasă să-i dau bani. Și i s-a spus așa, cine v-a spus dumneavoastră că se dă de la primărie, din bugetul local, ajutor de mormântare? Repet, era beneficiar al legii 416/2001. Și legii spune destul de clar, nu trebuie să meargă la casa de pensie la Bacău. Banii de ajutor de mormântare, sprijin, nu în total, în parte, se dă din bugetul local, cum era și pe timpul orață, se dădea un săcriu sau se dădea ceva, da? Păi domnul Gânga m-a trimis aici. Păi atunci să mergeți la domnul Gânga să vă dea ajutor de mormântare. Omul normal, a venit la mine și mi s-a plâns iar de mă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, cum ați putut să spuneți la un om, mergeți la Gânga să luați ajutor de mormântare, dacă legea 416/2001, citiți-o, spune destul de clar. Cei cu ajutorul social beneficiază de ajutor din mormântare. O singură persoană din familie. Cum ați putut să spuneți, mergeți la Gânga? Dom'le, nu mai faceți prostii de astea și nu mai trimiteți-o. Nu mai veniți cu aberații de genul ăsta. Eu știu că dânsul a făcut dosarul, a primit deja și mai vrea nu știu de câte ori același ajutor. Ia știi ce i-ați dat la omul ăla? I-ați dat exact indemnizația care se dă pe 3 luni. Nu știu, putem să ne informăm acum prin doamna Cornelia, că ea se ocupă de dosarele astea. Eu vă spun, ajutor, da? Nu mă încălcați legea. Dacă legea spune, dă-i lui Barna sau dă-i lui Gânga, mai documentați-l și noastră înainte, și documentați dacă omul vine și se plânge. Nu i-ați dat ajutor de mormântare. Omul ăla... Ați fost la domnul primar în birou și ați discutat problema asta. Păi eu am propus-o din mai de multe ori. Și acum ați scos-o în evidență ca să ce? Eu am lămurit atunci. Domnul Vici, când eu asta am discutat-o în urmă cu vreo 3 ani în ședință. Și am spus destul de clar. Persoanele care la ajutorul social se beneficiază de ajutor din mormântare. Și așa a rămas. Nu i-ați dat la omul ăsta până în prezent un pachet de biscuiți, ajutor de... Știu eu, deja au primit ajutorul de... Da. Domnule, ăla nu e ajutor de mormântare. Ajutorul de mormântare trebuie făcut în niște acte. Vă întreb eu făcut. Care e ăla? Aveți ceva, un document ca să... Dar nu a făcut, domnule. Nu a făcut? Hai până jos să mergem la... După ședințe, domnul Gânga. După ședințe mergeți și vă lămuriți. Domnule, dar dacă vine o persoană care are un necat... Dar asta trebuie stabilit la buget, trebuia stabilit. Ba s-a discutat acum 3 ani. Și suma trebuia să o stabilim noi la bugetul pe 2020, noi trebuia stabilim. 10.000, 3.000, 2 lei, 5 lei trebuia să stabilim. Suma era stabilită de la Consiliul Local. Dinainte, de la domnul Rață, să dădea un săcrit. Nu cred că tocmai de atunci nu s-a mai schimbat. Ai? Cum? Adică dacă se schimbă Consiliul Local, nu mai sunt valabile proiectele de hotărâri. Proiectul de hotărâri nu se anulează decât... Doamna președintă, un proiect de hotărâri nu se anulează decât prin alt proiect de hotărâri inițiat, mai nou. Deci rămâne valabil cel vechi. Și este proiect de hotărâri. Da, și eu v-am zis altceva și noi vorbim altceva. Păi cum altceva? Am zis să stabilim o sumă la fiecare om care e inscris la... Veniți cu un proiect. Și cu asta basta, la problemă Consiliul Local și stabilim o sumă de 10. Din punctul meu de vedere pot să dau și mai mult. Domnul viceprimar, nu trebuie să vin numai decât cu un proiect. Eu vin cu o propunere. Inițial dumneavoastră un proiect de hotărâri ca să dăm la... Dar nu vă oprește mine să-l inițiați și dumneavoastră, tot consiliați. Dar nu nicio problemă. Dar tocmai, și este meritul dumneavoastră, deci este foarte bine dacă inițiați un proiect. Dar și propunerea se poate lua contrat. Propunerea e vorbă, să duci în vânt. Nu, dar eu spun lui domnul Vici, pentru că dânsul îi sunteți în primărie, noi nu suntem în primărie. Bine, haideți să revenim la asta. Hai să purtăm oameni de drum. Dacă nu mai sunt discuții, așa, în timp ședința de consiliu. Vă mulțumim, ne vedem la